emisiune prezentată de School of Light. Bună seara, dragii mei! Sunt Alexandru Ducanu, fondatorul School of Light. Astăzi avem un titlu care pare desprins din povești sau poate pare desprins din filmele hollywoodiene. Lupta dintre lumină și întuneric sau poate lupta dintre bine și rău. Însă nu o să vă vorbesc despre povești neapărat, nu o să vă vorbesc despre filme, despre legende, despre călătoria eroului, poate vom aminti și despre asta, ci despre situații de viață cu care ne întâlnim. Pentru că există în viața noastră de zi cu zi ceea ce se numește camuflarea sacrului în profan. În situații, așa zis, ordinare, cu alte cuvinte, obișnuite de viață, întâlnim manifestări ale sacrului, ale luminii sau manifestări ale întunericului camuflate în întâmplări, în întâlniri cu oameni, în situații de viață, în situații de business, în situații profesionale, în situații relaționale și așa mai departe. Se spune că înaintea zorilor este întunecimea cea mai mare. Cu alte cuvinte, momentul din zi în care este cel mai întuneric este exact înainte să apară soarele, să se lumineze de ziua, să se crape de ziua. Această perspectivă cumva astronomică are o corespondență și în plan psihologic, în plan emoțional și în plan spiritual. Ei bine, atunci când suntem foarte aproape să obținem un progres, atunci când suntem foarte aproape de o reușită, atunci când suntem pe drumul să ajungem la un liman, să vedem acea luminiță de la capătul tunelului, de regulă apar și diverse obstacole care încearcă să ne frâneze, să ne hărțuiască, să ne blocheze de pe drumul nostru. Aici pot fi diverse aspecte. Unele țin de instanțele noastre interioare. Avem la nivelul arhetipurilor noastre și arhetipul sabotorului. Este acea instanță interioară, acea parte a psihicului nostru care încearcă să ne spună că nu suntem suficient de buni, că nu vom reuși să abandonăm și așa mai departe. Există forțe din psihicul nostru care se tem de reușită, care se tem de progres și mai ales care se tem de schimbare. Schimbarea este ceva care sperie foarte mult emoțiile noastre subconștiente, fricile noastre subconștiente. Omul și psihicul uman este creat pentru a menține o zonă de confort. Creierul nostru este adaptat pentru a menține o zonă de confort. El nu este adaptat pentru progres, nu este adaptat pentru performanță, ci pentru supraviețuire. Iar supraviețuirea înseamnă a menține o situație cu care ești obișnuit, care îți dă un sentiment al siguranței, al securității personale, al confortului, a faptului că știi ceea ce urmează să se întâmple. Chiar dacă situația în care ești nu este una foarte bună, de foarte multe ori oamenii preferă o situație rea decât o schimbare. În topul celor mai stresante situații de viață se află schimbarea. Pe primul loc cred că se află decesul cuiva drag, divorțul, cred că este pe locul 2, schimbarea cred că este pe locul 3, dacă rețin bine acest clasament. Cu alte cuvinte, o schimbare chiar și în bine necesită o adaptare care pune ființa într-o stare de stres. Haideți să dăm un exemplu foarte simplu. Să spunem că ești obișnuit cu o mașină pe combustibil fosil, deci pe benzină sau motorină, și primești cadou de la o rudă bogată o mașină electrică, să spunem acel model foarte râvnit la nivel internațional, care poate costă 100.000 de euro, și o primești cadou. Aparent ar trebui să fie o veste foarte simplă, însă va necesita din partea ta să înveți să o folosești, să înveți să o conduci. Este o mașină foarte diferită, constă doar în ecrane, atingeri cu touch screen, comenzi diferite și adaptarea la această nouă mașină s-ar putea să fie stresantă, să fie plină cu nervi, cu frustrare și așa mai departe.
Ei bine, iată un exemplu în care aparent o veste foarte bună îți generează destul de mult stres și nervi. Cu atât mai mult cu cât se poate întâmpla ca schimbarea să nu fie neapărat foarte bună sau poate să fie amestecată, să aibă anumite aspecte pozitive, anumite aspecte negative. Dar în oricare dintre situații, subconștientul nostru rezistă schimbării. Și mai sunt anumite programe din ființa noastră, anumite energii, anumite predispoziții și frici interioare, care vor să ne mențină în situația de dinainte, în situația în care ne-am obișnuit. Câteodată există sentimente subconștiente latente de rușine sau de vinovăție și aceste sentimente de rușine sau de vinovăție cumva vor să ne pedepsească, vrem să ne autopedepsim, că de fapt pentru ceva ce considerăm că am greșit în viața noastră nu merităm cu adevărat acea situație mai bună, acea schimbare, acea reușită. Și atunci, de la un anumit nivel, ne autosabotăm. Cum facem chestia asta în diverse, în diverse feluri? Tony Robbins spunea că și-a dat seama la un moment dat, la începutul carierei lui, când era foarte tânăr, dar începuse deja să câștige destul de bine, că are un prag financiar. După ce a început să câștige sume mai mari de $10,000 pe lună, a început să fie neserios cu întâlnirile, să se poarte mai puțin amabil cu clienții, să fie cumva neglijent cu serviciile lui și să piardă din business, din clienți. Și și-a pus întrebarea de ce și și-a dat seama că avea o anumită frică subconștientă că dacă va ajunge să aibă mult prea mult succes, o să-și piardă prietenii, o să-și piardă acei oameni pe care îi știa din tinerețe, din copilărie, că aveau poate un nivel de câștiguri mai modest și se tema că dacă o să câștige prea mult, deja prietenii o să se simtă jenați, poate nu o să-și permită să iasă cu el la restaurantele, în cluburile, în locurile, în excursiile în care el și-ar fi permis. Și de teamă să nu piardă acea prietenie cumva la nivel subconștient și autosabota succesul ca să rămână într-o plajă, într-un nivel de succes despre care el credea că îl va menține, îi va menține relațiile. Ei bine, aceste frici, aceste temeri, aceste sentimente de rușine sau de vinovăție pot fi văzute ca întunericul din noi. Iar aspirația către succes, către progres, către reușită, cred de reușita financiară, de carieră, relațională și mai departe, să fie parte de lumină. Este o perspectivă. Însă sunt multe, multe alte perspective despre care vom vorbi. De fiecare dată când facem un progres, înseamnă o forță pe care o direcționăm într-o anumită zonă. Și în univers există o tendință spre echilibru. Orice forță pusă într-o anumită direcție va genera cumva o forță contrară, activarea unei forțe contrare de putere aproape echivalentă care să se opună. Este cumva parte din legile universului. Cu cât progresul tău crește mai mult pe calea spirituală, pe calea dezvoltării personale, în lumea afacerilor, pe atât vei începe să stârnești în mediul tău opoziție. Cât timp ești necunoscut, cât timp ești nesemnificativ, cât timp nu contezi, cât timp nu ai succes, nu te bagă nimeni în seamă. Spunea cineva că nimeni nu aruncă cu pietre într-un pom fără fructe, pentru că nu are de ce, nimeni nu folosește, nu irosește energia. Se va opune cineva în momentul în care va începe să aibă sentimente de invidie, va începe să creadă că îi iei din cota lui de piață, că îi umbrești cumva succesul care poate i s-ar cuveni, așa crede el în mintea lui, sau ea, mă rog, nu este vorba de vreun gen aici, și atunci vor începe să se opună. De asemenea, sunt forțe în planul spiritual care se vor activa și se vor opune unui anumit progres în lumină.
cu cât vibrația ta este mai înaltă, cu cât lucrarea ta de lumină este mai de impact în societate, ridică nivelul de conștiință al mai multor oameni, trezește mai mulți oameni către dimensiunea spirituală a vieții, cu atât diverse forțe oculte, diverse puteri oculte, diverse puteri de întuneric se activează pentru a se opune misiunii tale, pentru a se opune lucrării tale. Mai există și ceea ce se numește adversar nobil. Adversarul nobil este de regulă un echivalent al tău, este umbra ta. La nivel subconștient, noi avem ceea ce se cheamă umbră. Partea de conștiință, partea pe care noi o cunoaștem și o conștientizăm despre noi, partea de lumină, partea de cunoaștere, autocunoaștere a noastră, este eul. Dar avem la nivel subconștient și opusul, adică umbra. Dacă la nivel conștient suntem curajoși și ne asumăm anumite demersuri foarte curajoase, în umbră suntem lași, suntem fricoși, sau invers. Dacă la nivel conștient suntem lași și fricoși, în subconștient este această umbră care compensează prin curaj și care în anumite momente critice de viață s-ar putea să scoată capul și de unde poate că în viața de zi cu zi suntem niște oameni lași și fricoși și temători, într-o situație limită de viață iese acea umbră într-o activare a instinctului de supraviețuire și poate că face ceva care lasă cu gura căscată pe cei din jur care credeau că te cunosc și credeau că ești o persoană lașă. Deci tot ceea ce este vizibil este în spectrul perceptibil într-un anumit fel, la nivelul umbrei, la nivelul subconștientului este exact pe dos. Așa cum este fotografia cu negativul, da, pozitivul și negativul fotografiei. Ei bine, acest pozitiv și negativ al fotografiei se manifestă și în plan spiritual și în felul în care universul organizează lucrurile, făcând ca o anumită persoană într-un anumit moment să îndeplinească acest rol de adversar nobil. Cu alte cuvinte, un adversar de liga ta, doar că cu valori pe dos sau care se opune progresului tău. Poate să fie un concurent, poate să fie o fostă iubire transformată în ură din partea cuiva din viața ta personală și care să caute, să urmărească, să te distrugă, să distrugă succesul, să te submineze și așa mai departe. Poate o persoană care a rămas cu diverse frustrări, poate să fie pur și simplu un concurent care nu suportă ca să vadă că faci progrese, că poate iei din cota de piață, poate iei din imagine, poate iei din clienți și atunci încearcă să te saboteze, să-ți saboteze imaginea, să saboteze reputația, să saboteze succesul sau chiar să facă acte deliberate pentru a-ți distruge proiectul, afacerea și așa mai departe. Acesta este adversarul nobil și el se va ține ca ciulinele de coada câinelui, va fi foarte persistent, pentru că există niște motivații karmice în jurul acestui subiect. Adversarii nobili din viața noastră nu sunt întâmplători. Sunt niște spirite cu care sufletul nostru a făcut această înțelegere înainte de a veni la întrupare. Există în filmul Rush o scenă în care Niki Lauda, mă rog, personajul Niki Lauda din film autobiografic sau biografic, are o discuție cu un concurent al său și spune James Hunt îl chema pe concurent. Spune, James, amintește-ți, aveam amândoi niște puști în Formula 3 la Formula 1, mă rog, la
cursele de mașini erau deja în, erau în Formula 3. Și datorită rivalității dintre noi, uite că am ajuns să fim amândoi campionii lumii. Pentru că exista această rivalitate între ei și cumva se tachinau reciproc, căutau să depășească unul pe altul și au ajuns amândoi campioni mondiali. Și spune, nu e rău să ai un dușman în viață, pentru că uite ce am ajuns fiecare dintre noi. Întorcându-ne din perspectivă umană în acest mediu în care trăim, în această societate în care trăim, cu valorile imateriale, sociale și așa mai departe, pare frustrant să ai un astfel de adversar care să se țină careia de tine. Însă, pentru sufletul tău, este un contract divin pe care l-ai făcut înainte de a veni la întrupare cu acel suflet, pentru că, de fapt, perspectiva sufletului tău este diferită de perspectiva ta la nivel uman, ca întreg trup, suflet, minte, care ești aici, cu toate nevoile tale omenești, cu toate presiunile pe care le ai la nivel social, cu toate responsabilitățile, cu toate grijile și mai departe. Pentru spirit, pe spirit îl doare la bască că tu ai de plătit facturi sau că îți trag copiii de poale. Pentru spirit contează anumite lecții de viață pe care tu trebuie să le înveți, un anumit parcurs pe calea dezvoltării și desăvârșirii tale. Și atunci, el a agreat cu alte spirite să joace anumite roluri. Este ca o scenă de teatru, ca o scenă de film, ca un scenariu de film pe care sufletele îl scriu înainte de a veni la întrupare și fiecare își arogă un anumit rol, rolul pozitiv și rolul negativ. Cineva este the good guy, cineva este the bad guy, dar în realitate ambele entități, ambele suflete au nevoie unul de celălalt pentru a se activa. Poate că într-o anumită viață tu ești personajul pozitiv și celălalt este personajul negativ. Poate că într-o altă viață a fost invers sau va fi exact pe dos. Deci nu trebuie să judecăm totul într-o secvență de timp și doar la nivel uman. Acel om care este dușmanul tău în această lume are cumva conotația sau rolul său. Și ideea este că nimeni și nimic pe lumea asta nu te poate opri. Asta este perspectiva și asta este iluzia pe care răul încearcă să o creeze. Dacă ne amintim povestea lui Iov, la un moment dat este o discuție între Lucifer și Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune lui Lucifer, ei, Lucifer, ai văzut pe robul meu Iov ce credincios este și iată, smerit și face toate cele cuvincioase? Și Lucifer a zis, păi normal că este credincios, este un ipocrit. Păi da, are avere, are copii, are sănătate, are bani, are tot ce trebuie. Cum să nu fie credincios și așa mai departe? Dar ia averea ca să vezi dacă mai este așa de credincios. Și Dumnezeu îi dă voie lui Lucifer să ia averea. Și îi mor cămilele, dă faliment, îi se scufundă vase, dă faliment în afaceri și așa mai departe. Ajunge sărac. Dar totuși nu se smintește Iov și când se întoarce Lucifer la Dumnezeu, spune el, ai văzut pe robul meu Iov că iată, a pierdut averile și tot credincios este și nu s-a smintit. Păi da, da, tot mai dragii sunt omului copiii și familia, asta banii și averea nu sunt importante. Bine, te las să te atingi și de familia lui și se duce Lucifer să-și facă lucrurile lui diavolești și moare familia lui, copiii, nepoții, toată familia moare și rămâne singur. Și totuși nu se smintește. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Se întoarce Lucifer. Dumnezeu spune, ai văzut, uite, i-ai luat și familia și totuși nu s-a smintit. Păi da, da, e mai aproape cămașa decât haina. E sănătos. Dacă pe el l-am lăsat în viață, normal că nu s-a smintit. Bine, îți dau voie să te atingi și de sănătatea lui, dar să nu te atingi de viața lui. Lucifer se duce, Iov ajunge bolnav de lepră sau ceva genul ăsta, se dă pe un bălegac și totuși nu s-a smintit. Și pentru că nu s-a smintit, Dumnezeu îi dă după aceea să își refacă și familia, și averea, și tot ce avea, o situație mult mai bună decât înainte. La unde vreau să ajung cu acest lucru este faptul că în această poveste biblică, în cartea lui Iov, ni se arată
că răul nu are puterea asupra noastră nelimitat, ci îi se dau niște îngrădiri, îi se dau niște limite. Mi s-a dat voie diavolului să îi ia averea, să ia familia, să ia sănătatea, dar nu și viața. Această perspectivă, această scenă biblică ne arată într-o formă metaforică faptul că răul nu are putere nelimitată asupra noastră și nu ne poate face orice. Ne poate face anumite neplăceri, anumite sabotaje, anumite hărțuiri, o anumită suferință pe care o poate produce, însă nu nelimitat. El vrea să ne creeze impresia că este atotputernic, dar nu este atotputernic. Răul este o iluzie. În momentul în care aprinzi un băț de chibrit sau o lumânare în întuneric, deja s-a luminat spațiul și întunericul nu mai este atotputernic, cu toate că părea o beznă pe care s-o tai cu cuțitul și că este atotputernică, dar nu este așa. Răul este limitat și gradul lui de acțiune pe care îl poate avea asupra noastră este funcție de propriile noastre vulnerabilități, funcție de propriile noastre frici, funcție de propriile noastre credințe. Dacă noi credem că răul poate avea o anumită putere asupra noastră, creăm o fantă de vulnerabilitate prin care răul chiar poate avea o putere asupra noastră. Mai este o scenă în filmul As Dream May Come, dacă mi-aduc aminte, cu Robbie Williams, acest film, în care, la un moment dat, un bărbat îndrăgostit moare într-un accident de mașină, ajunge în rai și își așteaptă acolo soția. Numai că soția lui ajunge într-un moment de deznădejde, nu mai rabdă și își curmă viața. Și Ghizi din lumea de dincolo îi spune acestui bărbat, jucat de Robbie Williams, nu o să te mai întâlnești niciodată cu soția ta pentru că ea a ajuns în iad, tu ești în rai și nu o să vă mai întâlnești niciodată. Și acest bărbat își iubește atât de mult soția încât este dispus să se ducă în iad după ea. Și face o călătorie, iarăși călătoria eroului, ajunge în iad, era o casă foarte dărăpânată, mă rog, de fapt era o formă așa foarte sinistră a vechilor locuințe, era o ilustrație a ceea ce înseamnă iad în felul acesta și acea femeie care era foarte închisă, foarte blocată, iadul de fapt era un iad al propriei minți, ea era într-o buclă psihologică și nu putea să iasă de acolo și de altfel nu l-a recunoscut. Înainte să intre în acest spațiu, deci cu alte cuvinte în iad și în acest univers al fostei soții, ghidul care îl însoțise, care era un psihiatru, îi spune nu sta acolo prea mult, nu sta mai mult de 2-3 minute, pentru că dacă vei sta mai mult, realitatea ei va deveni realitatea ta și nu vei mai putea să ieși niciodată, vei fi și tu prins în acea buclă. Și bărbatul încearcă să-i aducă aminte soției lui cine este, să se conecteze cu ea, dar ea nu reacționa deloc. Și iese afară după 2-3 minute la ghidul lui, acesta se bucură, iată, ai venit, ce bine că nu ai rămas acolo blocat, numai că el îi spune, uite care este treaba, am ieșit doar să-ți spun că mă întorc înapoi. Prefer să trăiesc în iad cu soția mea decât să trăiesc în rai fără ea. Și în momentul în care a făcut acest sacrificiu să se întoarcă înapoi, au fost amândoi teleportați în rai. Unde vreau să ajung și de ce v-am dat acest exemplu cu acest film pe care vi-l recomand, este de văzut. Faptul că dacă ajungem să intăm foarte mult în spectrul răului, dacă ajungem să rezonăm foarte mult cu emoțiile, cu gândurile unei anumite persoane sau unui grup de persoane sau situații care încearcă să își impună o anumită presiune și să impună o anumită realitate malefică asupra noastră, la un moment dat ajungem să credem acea realitate și ea să facă să se transforme în realitatea noastră, asemenea în acel film. Însă dacă noi nu o acceptăm la nivelul forului nostru interior, ea nu poate avea o putere asupra noastră. Nimeni și nimic nu poate avea putere asupra noastră decât în măsura în care noi îi permitem acest lucru la un anumit nivel sau altul al ființei noastre.
În toate poveștile, în toate bazmele, în toate legendele, există o anumită călătorie a eroului și el trece prin diverse etape inițiatice, trece prin diverse probe. Și probele care se pun eroului sunt probe care sunt la nivelul lui de putere. Nu sunt probe ușoare, sunt probe în care îi se testează toate limitele. Și de cele mai multe ori, răul are tendința să ne dea iluzia sau impresia că este mai puternic decât noi, că va învinge. Și ai întotdeauna în viață sentimentul că faci un pas înainte și doi înapoi pentru că răul te sabotează, pentru că ai o reușită, iar pe de altă parte se întâmplă ceva rău care să umbrească acea reușită, care să te facă să te tragă înapoi din reușita ta. Dacă ați văzut crabi într-o găleată, dacă mai mulți crabi sunt puși într-o găleată, ei vor sta toți pe fundul găleții și nu va ieși niciunul din găleată. De ce? Pentru că atunci când unul încearcă să iasă din găleată, ceilalți îl vor trage înapoi. Nu îl vor lăsa pe ăla să iasă. Preferă să stea toți în găleată decât unul să iasă afară. E bine, această lege, această metaforă din lumea viețuitoarelor se aplică și în spațiul nostru psihic. Atunci când cineva pare să reușească în viață, pare să aibă o reușită, alții încearcă să-l tragă înapoi ca să stea cu ei, să nu se simtă ei prost că ăla a reușit și ei nu. De aceea, în toate momentele importante, în momentele cheie ale devenirii tale, ale succesului tău, vei avea puncte de inflexiune în care răul va sta la pândă. Câteodată mai puternic, câteodată mai slab, dar va încerca să îți saboteze succesul, să îți umbrească succesul, să te facă să nu te bucuri de acel succes sau poate chiar să întoarcă cumva zarurile, să întoarcă masa împotriva ta. Cu cât puterea ta va crește, cu atât încercările vor fi mai mari, cu atât numărul celor care se vor opune va fi mai mare. Nu întotdeauna cei mai aprici dușmani vor fi persoane necunoscute sau concurenții tăi. Câteodată, foarte multe bețe în roate îți vor pune persoanele apropiate pe care poate le numești prieteni sau poate le numești familie. De ce? Pentru că chiar dacă poate situația de viață ar fi de natură să îi facă pe aceia să se bucure de succesul tău, undeva apare o anumită invidie, undeva apare o anumită gelozie. De ce el are și eu nu? De ce el a reușit și eu nu? De ce el are succes și eu nu? Chiar că este vorba despre propriul partener de viață, frate sau soră, prieteni sau parteneri de afaceri sau așa mai departe. Este în psihologia și natura umană. Și atunci, din această zonă de frustrare, nu neapărat că acel om ar face ceva deliberat ca să saboteze succesul, deși uneori se întâmplă și lucrul acesta. Dar la nivel subconștient, ei bine, oamenii emit anumite gânduri, anumite emoții, anumite frustrări, sub formă de programe, sub formă de energii, sub formă de agresiuni energetico-informaționale, care au un anumit impact asupra structurilor tale fine și produc anumite perturbări, produc anumite blocaje, produc anumite pierderi de energie, produc anumite pierderi de vibrație, produc pierderi de capacități. Se întâmplă un anumit impact mai mare sau mai mic. Dacă ești o persoană cu anumită anvergură publică, cu atât mai mult, atenție din punctul acesta de vedere, ce faci public, când faci public, cum faci public despre planurile tale, despre reușitele tale. Pentru că dacă crezi că vei pune pe Facebook sau pe Instagram sau pe TikTok sau pe alte medii sociale ceva despre un succes fabulos al tău și 99 de oameni dintr-o sută se vor bucura pentru tine și te vor felicita, te înșel, probabil 1% se va bucura, hai 5% ca să fiu generos, 10% ca să fiu extrem de generos. Restul, cu siguranță, vor fi frustrați, le va sta în gât, vor avea sentimente mai acute sau mai ușoare de invidie, de a cârcoti împotriva ta, de a încerca să
arunce cu vorbe și cu diverse comentarii, că știu ei mai bine, că nu se poate să nu fie ceva suspect de dedesubtul acelui succes și așa mai departe. Și toate aceste energii, toate aceste frustrări vor ajunge la tine, pentru că suntem într-o lume interconectată. La nivelul ființei noastre, cele mai fine, cele mai subtile, suntem interconectați. Așa cum într-o lume a internetului, calculatoarele sunt interconectate între ele, și ființele umane sunt interconectate la nivel de suflet, la nivel de biocâmp, la nivel de energie. Și în realitate schimbăm între noi foarte multe energii, informații, programe, influențe. Cu cât proximitatea unei persoane în spațiu fizic este mai mică, deci e mai aproape de tine, cu atât acea persoană poate avea o influență mai mare asupra energiei tale, în bine sau în rău. De asemenea, dacă relația la nivel emoțional este mai puternică, atunci stream-ul, ca un stream de internet, stream-ul energetic care se creează cu acea persoană este mai larg, este într-o bandă de frecvență mai largă și primești un impact mai mare al acestei influențe și este important să fii conștient de el. Pe de altă parte, chiar dacă într-o lume non-dimensională, într-o lume a spiritului absolut, Dumnezeu este dincolo de bine și de rău. În mediul nostru moral, în mediul religiei, lumea a fost împărțită în bine și rău, dar în realitate divinitatea, spiritul este dincolo de bine și de rău și cumva le înglobează pe ambele. Lumina nu se opune neapărat întunericului în spațiu fizic, ci se completează. După cum recele nu se opune căldurii, ci se completează, fac parte din natură, este un dans al contrariilor care aparent se opun, dar ceea ce dacă iau aceste două puncte, de exemplu, dacă iau aceste două puncte, ele doar aparent se opun pe o linie, dar dacă fac un cerc, ele vor fi unite. La fel se întâmplă și cu binele și cu răul. La un anumit nivel supraordonat, dincolo de materie, dincolo de spațiu, dincolo de timp, nu există bine și rău. Dar în această lume tridimensională în care noi trăim, există bine și rău și răul se opune sau intră într-o anumită logică în care are voie să facă niște lucruri. Așa cum există strategii de lumină și ale ierarhiilor de lumină, ale îngerilor de lumină, ale ierarhiilor de lumină, serafim, heruvim și alte ierarhii luminice, după cum există pe partea de întuneric diverse nivele ale demonilor. Aceste nivele se pot opune și cu cât semnificația ta crește în lume, lucrarea ta este mai puternică, este mai vizibilă, contează mai mult, cu atât vei avea mai multe opoziții și dintr-un spațiu invizibil, răul, ierarhiile de întuneric văd puterea ta. Ele pot să vadă dincolo de timp. Imaginează-ți că ești pe o ascensiune de munte și tu nu vezi foarte mult urcând, dar dacă cineva este deasupra, să spun că este în vârful muntelui sau este pe un elicopter, vede tot ceea ce se întâmplă și tot ceea ce tu urmează să parcurgi. Ei bine, atât ierarhiile de lumină cât și cele de întuneric văd în viitorul tău. Tu nu ești capabil ca om să vezi în propriul viitor, dar aceste entități care trăiesc într-o lume multidimensională, într-o a cincea, a șasea, a zecea dimensiune, timpul este o dimensiune, cum este la noi, lungimea, lățimea, înălțimea și așa mai departe, este o dimensiune fizică prin care pot să vadă, pe care pot să o folosească. Și ele pot să vadă în viitorul tău probabil. Nu știu cât de bătut în cuie este în realitate viitorul nostru, pentru că avem și liber arbitru. Și cu liberul nostru arbitru putem să facem greșeli sau putem să facem alegeri înțelepte. Totuși, din tipurile de viitor sau variantele de viitor, cele mai probabile, răul este capabil să le vadă și este capabil sau va încerca să se opună lucrării tale și ceea ce tu ai de făcut, nu neapărat
pentru ceea ce ești în momentul acesta, ci pentru ceea ce vei fi în viitor sau pentru miza pe care lucrarea ta o va avea în viitor. Eu, de exemplu, nu înțelegeam anumite opoziții pe care le-am trăit în viața mea acum 10 ani, acum 20 de ani, acum 30 de ani, când eram pur și simplu un anonim, un tânăr care aparent nu avea niciun fel de perspective să facă mare lucru în viață, venea dintr-un mediu modest, cu perspective modeste în viață, nu aveam niciun fel de idee că voi ajunge să fac construcția care este acum, la nivelul la care este, iată, o televiziune care are anumite valori și trezește conștiințe și promovează anumite valori în societate, dezvoltarea personală, spiritualitatea, lumina, că voi face o școală care va impacta mii de oameni la acest moment și poate mai târziu și mai mulți, cine știe. La acel moment, acum 20 de ani, acum 30 de ani, eu nu știam lucrurile acestea. Mai mult decât atât, păreau absolut imposibile, păreau lucruri de domeniu științifico-fantastic. Însă răul le știa. Răul era capabil să vadă în viitorul meu probabil și să știe că voi avea această construcție. Motiv pentru care opozițiile pe care eu le-am avut în viață nu au fost la nivelul la care eram acum 20 sau 30 de ani sau acum 10 ani, ci la nivelul la care voi fi în viitor sau la care sunt în prezent. Prin urmare, înțelege că există niște motivații și bucură-te. Atunci când ai dificultăți, bucură-te. Sigur că există o perspectivă care poate să fie cumva privită ca cele două fețe ale monezii. Câteodată, faptul că mergi pe o anumită cale și totul îți merge pe dos, totul este cu piedici, pare că vântul îți bate împotriva, s-ar putea să fie și semnul că nu este drumul tău pe acolo. După cum, pe de altă parte, cealaltă față a monezii este că există opoziții foarte mari exprimate de cele mai multe ori prin oameni. Sunt forțe care lucrează în tine și sunt forțe care lucrează în afara ta prin alți oameni, dar care încearcă să se opună. Nu o să vină un diavol cu coarne și să se opună lucrării tale. Va lucra prin anumite influențe subtile, emoționale, inserând anumite intenții, anumite gânduri, anumite impulsuri, anumite oameni să facă într-un anumit fel. Și oamenii aia pot să creadă că ei au acționat din propria lor inițiativă și câteodată chiar așa este. Dar uneori există și influențe subtile. Sunt și împinși oamenii aceia de la spate. Însă o să vă povestesc o pildă din viața părintelui Cleopa, unul dintre călugării cei mai înduhovniciți ai României într-o anumită perioadă. Se spune că la părintele Cleopa a venit la un moment dat un tânăr preot să spună: părinte, am venit la sfinția ta să iau binecuvântare pentru că, iată, vreau să ridic o biserică în satul în care sunt. Bine, fiule, îți dau binecuvântare, mergi și să vii la fiecare 2-3 luni să mă ții la curent cu mersul bisericii. Și vine tânărul preot după 2-3 luni și spune: părinte, extraordinar ce s-a întâmplat. Iată, cineva mi-a donat pământ pentru biserică. Iată, avem niște bănuți, primii bănuți. Iată, s-au adus câteva cărămizi. Iată, nu știu ce. La care părintele Cleopa spune: fiule, nu e bine. Preotul a zis: poate n-am înțeles eu bine ce a vrut să spună părintele, dar cred că am îngândurat, cum adică nu e bine, că el venise cu inima plină, că ia uite ce lucruri senzaționale. Se mai întoarce peste 2-3 luni și zice: părinte, extraordinar, iată, s-au pus fundația, iată, am mai primit cărămizi, am mai primit ciment, iată, s-a comandat clopotul, iată, am mai primit bani cu tare. E, fiule, nu e bine. Pleacă preotul și mai nedumerit de acolo, vine peste alte 2-3 luni: părinte, senzațional, am ridicat deja biserica până sus, se lucrează la acoperiș, totul este bine, merge bine, primim donații, primim materiale, sunt ajutat, sunt felicitat, sunt susținut, în curând o să am biserica. La care părintele spune: e, fiule, nu e bine deloc. Preotul pleacă stupefiat de acolo, nu mai înțelegea nimic, se duce înapoi,
Și când se duce înapoi, încep să se întâmple fel de fel de lucruri. Se surpă, se capă fundația, lucrătorii fug cu niște materiale, cu niște bani, lasă lucrarea în paragină, se ceartă proprietarii de pământul care donaseră acolo și apare ceva zânzanie. Începe să existe zânzanie și între săteni, că cine știe ce a făcut preotul cu banii, că anumite sume nu-s. Deci avea din toate părțile lovituri și sabotaje și probleme și se duce, avea că își venea să-și smulgă părul din cap și straiele de pe el. Părinte, numai nenorociri, iată și aia, și aia, și aia, și aia. La care părintele spune, abia acum începe să fie bine. Ce a vrut să spună părintele cu asta și la ce folosește această metaforă? Așa cum am spus, nimeni nu aruncă cu pietre într-un pom fără fructe. Răul a început să se opună și toate acele probleme au început să apară în momentul în care începea lucrarea să fie amenințătoare. În momentul în care se prefigura că va fi acolo o lucrare a luminii. La început nu avea nicio miză, motiv pentru care răul nu și-a bătut capul. Dar în momentul în care a început să aibă o miză, lucrurile s-au schimbat. Într-o vedenie, la un moment dat, un sfânt vede o cetate. Se întâmplau lucrurile acum niște secole în urmă, poate chiar milenii în urmă. Un sfânt vede o cetate într-o viziune și un diavol, era o cetate cu niște mii de oameni, 5.000 de oameni care sunau mult pe vremea aceea. Și un singur diavol stătea plictisit, tolănit la soare și nu lucra nimic. Și în schimb, undeva niște kilometri în deșert, era o chilie mică a unui călugăr. Și acolo, pe chilia aia, era o vânzoleală de draci. Se călcau în picioare zeci, sute de draci, care mai de care pe acolo. Și la un moment dat, sfântul respectiv are un dialog cu Lucifer. Și spune, bine, pentru toată cetatea asta de 5.000 de suflete ai alocat un singur drac și ăla stă tolănit la soare și nu face nimic și pentru bietul ăla de călugări acolo ai trimis toată haita aia de dragi de se calcă acolo, colcă. Și Lucifer a spus, da, pentru că cetatea aia este deja a mea. Oamenii din cetatea aia sunt deja ai mei, nu trebuie să fac nimic, diavolul nu trebuie să facă nimic, stă la soare, se plictisește. N-avem o problemă cu oamenii din cetate, ăia sunt deja ai noștri și au vândut sufletul, sunt vai de capul lor. Problema noastră e cu călugărul ăla din pustie. Cu ăla avem probleme să-l dovedim. Motiv pentru care ne ducem acolo cu toate forțele să-l dovedim. Ei, asta se întâmplă și în lucrarea luminii și a întunericului. În momentul în care aparent totul merge din plin și n-ai niciun fel de piedici și așa mai departe, înseamnă pe undeva o anumită semnificație, poate să însemne și că ai ajutor. Dar poate să însemne pe de altă parte, dintr-o altă perspectivă, și că lucrarea ta nu este suficient de puternică în lumină, nu este suficient de semnificativă încât să ți se pună piedici. Nu contezi. Mă uitam într-o anumită situație de business care s-a creat și în care sunt 200 de entități, cumva față de care o anumită entitate poate să aibă, din contextul de piață în care ne găsim, o influență substanțială asupra succesului sau insuccesului celor 200 de jucători. Pe foarte mult i-a lăsat în pace. S-a legat și a pus în cea mai dezavantajată poziție posibilă o singură entitate din alea 200. Entitatea care are o miză pentru această țară. Entitatea care are o miză pentru această lume. Pe aia s-au pus în picioare din tărăt să găsească cea mai proastă poziție posibilă, cea mai mare presiune pe care puteau să o facă pentru a genera insuccesul acelei entități. Pentru că aia avea o miză, restul nu contează. Nu contează în lumea asta atât de mult banii, nu contează atât de mult poziția și așa mai departe. Contează lumina și nivelul de conștiință. Dincolo de succes este o anumită vibrație. Dincolo de aparențe este o anumită esență. Acolo unde este deja corupție, acolo unde există valori corupte, acolo unde există întuneric, acolo întunericul nu se va opune întunericului, nu se va dezbina în sine.
problemă pe care o are întunericul este acolo unde este o lucrare a luminii. Atunci va fi o mare problemă. Prin urmare, dragul meu, draga mea, dacă ai opoziții în viața ta, bucură-te. Pentru că asta înseamnă că ești pe drumul cel bun. Asta înseamnă că faci o lucrare care este semnificativă. Asta înseamnă că ai o validare indirectă din partea răului vis-a-vis de ceea ce ești și ceea ce semnifici și ce înseamnă de fapt lucrarea ta. Nu fi trist, nu fi mâhnit, nu fi disperat și ține cont că nimănui nu-i se dă mai mult decât poate duce. La un anumit nivel al ființei tale, tu știi deja că poți să duci mai mult. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi pentru School of Light. Aceia dintre voi care doresc mai multe informații sau aspecte mai aplicate le pot găsi în cursurile mele de pe School of Light. Puteți să accesați fie site-ul de internet schooloflight.ro, fie grupul de Telegram School of Light și să primiți și instrumente de lucru concret cu aceste informații. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33. Pe curând! Prezentată de School of Light.